Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 25 august, ești un mister nu numai pentru alții, ci și pentru tine însă Îți Vrei sincer să-i ajuți pe cei care nu se pot ajuta singuri, însă judecățile despre ceea ce este bine și ceea ce este rău te pot conduce la ideea că totul trebuie să fie în felul tău sau un nimic. Inteligența ta necesită o muncă constantă, ceea ce te face un elev etern. Uneori, participi la proiecte provocatoare fizic și intelectual, doar pentru a nu te plictisi. În mod inerent, te expui în mod incorrigibil la tot, dar dacă circunstanțele o impun, nu ți va fi dificil să te retragi cel puțin pentru scurtă timp în propria lume, acces la care este închis chiar și pentru prietenii apropiați. Ești capabilă să păstrezi secret ani de zile? Nu simți nici cea mai mică dorință de a te lăuda cu el în public. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioara. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, sacrificiu, realism, minte analitică sobră, elocvență, exactitate, punctualitate, metodologie. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar datorită influenței constelației LEU, Ești mai liberă de introspecția epuizantă, nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii, trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea. Combinat-o cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțimul în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de lipsa de plăcere asupra abstractului, precum și de lipsa reveriei. Ești rezervată, nu ești predispusă la o manifestare deschisă a sentimentelor, ești rațională. concentrată în principal pe tine însăți. Ești orientată spre carieră, ești înliniștită, suspicioasă, ai nevoie de îngrijire, de sprijinul celor dragi, iar tu ești gata să oferi mult mai mult, ești capabilă să-ți ascunzi adevăratele sentimente. Cu toate acestea, după ce ți-ai stabilit un scop, începi să dramatizezi în mod deliberat situația. În special, dacă ai decis să cucerești un bărbat, atunci nu este ușor să fii ignorată sau respinsă. Vei face tot posibilul pentru a-l păstra pe cel ales, chiar dacă el se va opune activ. Știi să-ți folosești cele mai bune calități pentru a obține ceea ce îți dorești. De dragul obiectivității, este de remarcat faptul că este cu adevărat dificil pentru tine să refuzi sexualitatea. Uneori, din cauza unui complex de inferioritate ascuns în legătura cu originea ta, la nivel intelectual sau din alte motive, începi să subliniezi în mod intenționat atractivitatea ta fizică. Ți se pare că gesturile simulate pot masca defecte imaginare. De fapt, adevărata ta forță se află cel mai adesea în sfera mentală, iar cu cât tu înțelegi mai devreme, cu atât mai bine. Dacă ești capabilă să treci peste iubirea de sine hipertrofiată, vei putea aborda mai realist alegerea carierei, Vei avea o idee cuprinzătoare despre locul tău în societate. Cu toate acestea, conflictul dintre mental și fizic va apărea spontan la diferite perioade din viața ta. Îți dorești ca alții să te admire, așa cum spui tu, în totalitate, dar această admirație este cea mai dificil de câștigată din cauza stereotipului general că frumusețea nu are inteligență și invers. Ești capabilă să-ți folosești farmecul pentru a atrage pe cei fără care nu-ți poți imagina existența pentru o anumită perioadă de timp, dar trebuie să cultivi un sentiment de autosuficiență și independență de aprobarea celorlalți. Dacă nu vei face față acestei sarcini, atunci la final vei deveni acoperită cu relații de dragoste nesfârșite, relații instabile și diverse abateri emoționale. Este necesar să-ți identifici adevăratele talente, să le dezvolți și, cel mai important, să ai curajul să rămâi fără asociații dacă este necesar. Dacă dragostea a devenit o cale spre autodistrugere, atunci când ai cunoscut o înfrângere zdrobitoare, trebuie să-ți dai seama cum te înșeli pe tine însăți, iar după ce ai tras concluziile adecvate, să-ți contă de experiențele negative în viitor te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești modestă, dependentă, organizată, ești un ideal de fidelitate, devotament și constanță. La prima întâlnire, pari rece, impenetrabilă și indiferentă. Motivele acestui comportament constau în faptul că tu trebuie să cântărești cu atenție toate riscurile și să analizezi situația înainte de a-ți arăta emoțiile. Cum afectează data de 25 august soarta ta? Ești foarte ambițioasă. Dorința ta va fi cu siguranță îndreptată către bunăstare absolută, succes și bogăție. Este extrem de important pentru tine să arăți tuturor celor din jurul tău cât de bogată ești. Ești înzestrată cu cele mai clasice talente și capacitatea de a prinde toate informațiile din zbor ceea ce îți permite să obții cu ușurință cele mai ambițioase rezultate în diverse domenii. Atractivitatea externă și magnetismul incredibil sunt evidente, nimeni nu este în stare să reziste darului tău fermecător, cu ajutorul căruia obții tot ceea ce îți dorești, adesea te poți îndoi de capacitățile tale din cauza mai multor motive care sunt adesea închipuite, poți avea un complex de inferioritate, care se bazează pe un statut invizibil în societate, pe o lipsă de educație, etc. Acorze o mare importanță numai formei și nu conținutului. Atunci când alegi grija pentru aspectul tău, de cele mai multe ori nu ți aminteți complete de auto îmbunătățirea internă și creșterea spirituală. Prin urmare, este clar că vei fi percepută ca o persoană cu mintea îngustă și slab educată. Dar, în același timp, Adori comportamentul demonstrativ și consideri că este important să notifici întreaga lume pentru orice victorie chiar mică. Cel mai important, orice informație secretă îți poate fi încredințată, știi să păstrezi secretul și confidențialitatea, dar tremuri când conversația este despre adevăratele tale sentimente și secrete având o carismă plăcută și o abilitate excelentă de a influența alte persoane doar prin puterea farmecului tău, ești capabilă să atragi de orice persoană către tine și să te înconjori doar cu acei oameni care îți provoacă simpatie. Atitudinea ta față de cei dragi va fi ca un lanț, pur și simplu nu-i vei lăsa să plece. Orice dorință pe frontul dragostei, o percepi foarte dureros și chiar te poate rupe. De aceea, ar trebui să înveți din propriile greșeli, dar, în orice caz, vei crea cea mai fericită și mai prosperă căsătorie, care se bazează pe o relație armonioasă, dragoste și compatibilitate. În relații strânse, ești amabilă și grijulie, sentimentală și romantică, nu îndrăznești să-ți exprimi adevăratele sentimente, preferând să-ți demonstrezi iubirea în acțiuni, decât în cuvinte. Dacă devotamentul tău nu este apreciat, te doare foarte mult, cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, taur și capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor, taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională. Iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența. Organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești inteligentă și practică, rațională, faci întotdeauna ceea ce trebuie. O caracteristică distinctivă a ta este viteza gândirii, dragostea de a învăța, setea ta de cunoaștere nu se usucă de-a lungul anilor. Punctele tale forte sunt bunăvoința, tactul, disponibilitatea de a ajuta. De asemenea, te distingi prin principii, ești fidele pentru tine însăți, îți schimbi rar părerile, mintea ta necesită reîncărcare constantă cu noi informații, aceste lucruri te face să fii un student aproape etern, îți schimbi adesea câmpul de activitate, în fiecare dintre acestea obții succesul, te poți realiza în creativitate, poți deveni profesor, medic, avocat, jurnalist. Sănătate și boli, fiind o natură foarte extrovertită, ar trebui să fii atentă la violență. În plus, poți deveni bolnavă din cauza relațiilor neregulate. Este important să cântărești consecințele acțiunilor tale nu numai în raport cu sănătatea ta, ci și în raport cu bunăstarea familiei tale. Dacă îți poți folosi abilitățile mentale și puterea în propriul beneficiu, vei vedea rostul unui stil de viață sănătos. Altfel vei suferi atât fizic cât și psihic, este util să limitezi grăsimile animale, zahărul și uleiul din alimente, deoarece ai predispoziție spre supraponderabilitate. Îți sunt recomandate exerciții periodice dar moderate. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o natură ambițioasă, independentă și decisivă, care se străduiește pentru dreptate fiabilitate în prietenie și dragoste, oamenii se pot baza pe tine, nu-i vei trăda, nu-i vei lăsa în probleme, vei oferi ajutor dezinteresat, ești un lider excelent, cu abilități în multe domenii, poți avea succes în pictură, literatură, ai un interes pentru ocultism și misticism, iar în domeniul financiar ai, de obicei, succes, în viața de familie va exista o înțelegere reciprocă, ești legată de casă, familie, încerci să creezi confort și condiții minunate. Sfaturi pentru tine. Inamicul tău este nepăsarea. Ești o persoană valoroasă. Nu depune atâtea eforturi pentru a atrage sau a obține aprobarea celorlalți. Îți place? Atunci, zlavă Domnului. Dacă nu, lucrează la ea. Ar trebui să fii mai atentă cu oamenii din mediul tău. Același lucru se aplică alegerii divertismentului, domeniului de activitate, în relațiile interpersonale, pentru a le armoniza, ar trebui să modereze ardoarea criticii, ce cadouri ți se potrivesc, în general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă-ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică, zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lingerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie. Dar cu respectarea culorilor bucătăriei, dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre, certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante, tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul, tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare, din potrivă, dacă îl consideri prea scump, Vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.